Volumul semnat de Marius Cernat, Marian Săvăstru și Vlad Drăgan prezintă carierele celor mai importanți 50 de oameni din istoria clubului, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființarea grupării Roș-Alb-Albastre. La evenimentul de lansare de vineri vor fi prezente 31 dintre legendele oțelului care vor fi premiate. Pentru mine, ca suporter, a fost o bucurie și o mare onoare să pot să scriu despre legendele oțelului. În sine, cartea s-a vrut a fi o biografie sportivă, dar cuprinde toate momentele frumoase sau mai puțin frumoase din istoria de 50 de ani a oțelului și ăsta e cadoul nostru al suporterilor pentru echipa noastră dragă. Oricum am fi ales 50 de nume, cineva ar fi rămas pe din afară și s-ar fi supărat, cum spui tu. Acum, noi am ales criteriul performanței, am încercat să facem cât mai obiectiv acest top 50. Vă dați seama că nu e chiar atât de ușor, deși pare 50 un număr destul de mare, dar nu e. Pentru istoria de 50 de ani, slavă Domnului, au fost foarte multe meciuri și s-au remarcat destul de mulți jucători. Vă dau un exemplu, numai din lotul campionilor am selectat 16 jucători, pentru că până la urmă au câștigat campionatul și Supercupa și nu aveam cum să evităm. Loli Sărătălă și Dornel Munteanu, antrenorul de atunci, și Marius Stan, președintele, care oricum a mai avut și alte contribuții. Deci era foarte greu să îi cuprindem pe toți, dar eu cred că am făcut o alegere obiectivă. În primul rând le mulțumesc acestor băieți că au avut o asemenea inițiativă. Înseamnă foarte mult pentru fotbalul gălățean și pentru Oțelul Galați această carte, chiar dacă unii poate nu realizează valoarea acestei cărți. De asta țin să le mulțumesc personal și numele Oțelului Galați și să le spun că în continuare vor avea sprijinul nostru necondiționat și sper să colaborăm foarte bine și pe viitor. Iubitorii echipei gălățene sunt așteptați vineri 19 decembrie, începând cu ora 19 la Sala Sporturilor. Cartea 50 de ani, 50 de legende a fost tipărită în 1000 de exemplare.